Doamna Larionesi, ați putea să spuneți cum ne-ați descoperit pe cei de la Inginerii Creierului? Eu v-am descoperit pe YouTube, am văzut că ați postat foarte multe videouri, le-am ascultat multe dintre ele, că mi s-a părut că informația e destul de bine concentrată și chiar am făcut o selecție și m-am abonat la dumneavoastră, că mi s-a părut că chiar merită informațiile. În primul rând, vreau să vă spun că eu am suferit o operație de colecist și în urma operației, după un anumit timp, am tot simțit că prezint balonări și un disconfort în timpul alimentației și din cauza asta tot am încercat să caut ceva remedii naturiste pentru problema aceasta. Okay. Deci balonările au fost o cauză principală pentru care ați căutat un... Da, kilogramele în plus, bineînțeles, care s-au tot adunat în decursul anilor. Deci asta cred că fiecare doamnă își dorește. Așa este. Ok, vis-a-vis de aceste două probleme pe care le-ați menționat, ce ați încercat dumneavoastră înainte și dacă ați acumulat anumite piedici, obstacole, chiar frustrări sau o exasperare, să zic, dacă ați avut încercări repetate. Ce ați încercat înainte vis-a-vis de problemele cu balonarea, vis-a-vis de slăbit? Am încercat să nu mănânc pâine o perioadă și nu s-a văzut mare lucru. Am încercat să nu mănânc după masă, dar cum zicea și soțul, o zi mâncam, o zi nu mâncam. Deci nu aveam o consecvență în ce făceam. Am încercat să fac sport și mi-a fost destul de greu din cauza kilogramelor și a inflamației care o aveam în corp. Mm-hmm. Okay. Și nu prea a dat rezultat. Mm-hmm. Alte diete nu am încercat. Înțeles. Mie mi s-a părut primele două săptămâni destul de greu. În sensul că nu mai consumam zahăr, eu eram destul de dependentă și la cafea nu puteam să servez decât cu zahăr. N-am consumat lactate, al doilea punct care pe mine m-a dat gata. Și cred că mai mult psihologic era problema decât o nevoie a organismului. Dar mi s-a părut destul de greu, mi s-a părut așa o euforie. O chestie destul de greu de acceptat. Eu am slăbit în 4 săptămâni, aproximativ 6 kg. M-am menținut, deci nu am probleme, nu am... Sunt în regulă, dar cred că, în primul rând, am fost afectată mai mult psihologic de unele consumuri care le făceam. Și al zahărului și al carbohidraților, care chiar consumate în cantități mari produc inflamații în corp. Deci eu, în aceste două privințe, mi se pare că am dat randament programul. La început mie mi s-a părut foarte greu. Până ce am început să-mi adun toate alimentele în cămară, toate suplimentele, deci a fost o alergare așa în toate direcțiile. Oamenii alergă foarte mult pentru mâncare, ce am observat. Deci sunt disperați pentru mâncare și cred că aceasta a fost ideea pentru care mi s-a părut greu. Dar după ce ai ce trebuie în casă, nu e așa de greu, consumi ce ai. Deci te înveți să consumi ce ai, așa mi s-a părut. Și acum vă zic că fac cumpărături și cam cumpără, deci 100% se cumpără alimentele din program și pe lângă dacă mai vrem să serim ceva. Dar, deci e chestie de obișnuință, părerea mea. Și poate oricine să urmeze programul fără complicații. Eu cred că fiecare e motivat de scopul pe care îl are. Cred că aceasta te motivează. Nu este greu, părerea mea, nu este greu. Acum, cel puțin, aș fi mult mai deschisă să încep totul mai relaxată decât la început.
Și nu cred că este greu. Dar probabil pentru mine a fost un stres și faptul că trebuia să trebuie separat copiilor pentru o perioadă, trebuia să am mâncarea făcută pentru soțul pentru cealaltă zi, cel puțin până la masa, până la a doua gustare și numai cina să o servească acasă. Deci din cauza asta mi-a fost un pic mai greu. Dar, și că tot timpul trebuia să am anticipat cumpărate alimentele. Dar pentru o persoană care se ocupă numai de așa ceva, deci eu nu cred că e o dificultate de loc. Ați putea să ne spuneți care parte a acestui program vi s-a părut cea mai valoroasă? Grupul, lecțiile pe care le-ați primit, alimentația, rețetele noi pe care le-ați învățat sau altceva? Care parte din program v-a adus cea mai mare valoare? În primul rând dieta, în al doilea rând că dumneavoastră ne-ați inițiat destul de bine, ați fost și un pic exigent, am văzut că uneori v-ați supărat pe noi, dar cred că toate au un rol. Toate lucrurile au un rol. Și faptul că am avut o echipă, mi-am făcut prieteni noi, pe doamna din Londra. Deci chiar a fost interesant și merită să ai o echipă. Cred că singur e mai greu un pic de făcut lucrurile. Chiar vă mulțumesc pe această cale, în direct, pentru ce ați făcut pentru noi. Și, bineînțeles, și informația care a fost destul de concentrată, ca persoană de rând, nu e așa de ușor de înțeles. Încă mai am și acum citesc o carte și încă vreau unele subiecte să mi le îmbunătățesc. Deci nu mi s-au părut lucruri care le găsești așa de ușor în viața reală. De exemplu, informații despre bacterii, despre mitocondrii, eu nu am avut atâtea informații până în urmând de acest program. Mie mi s-a părut că programul este o sinteză la informația aceasta despre microbiom. Este un program care a fost structurat destul de bine și s-a făcut și practic. Că de multe ori găsim informația pe internet și ne servim de informație, dar în viața reală nu prea o să implementez singur, părerea mea. Deci, faptul că a fost făcut practic, a fost structurat, este mare avantaj, părerea mea. Este o sinteză la toată informația. Dacă cineva ar veni astăzi la dumneavoastră, o prietenă, o cunoștință și ar avea fie tiroida dezechilibrată, fie inflamație cu dureri articulare, dureri de cap, de care nu scapă, obezitate, stare generală proastă, de ce ar trebui să vă asculte și să facă acest program? Pentru că este o portiță înspre un rezultat, părerea mea. Deci cred că aceasta ar fi. Okay. O portiță care chiar poate fi accesată destul de ușor. Ok. Ați putea să ne ziceți recomandările dumneavoastră cu privire la anumite update-uri, îmbunătățiri pe care credeți din perspectiva beneficiarului că ar trebui aplicate? Ce anumite îmbunătățiri credeți că ar trebui făcute? Păi, în primul rând, ce a zis dumneavoastră ar fi o bună îmbunătățire, schimbarea prețului. Pentru că oamenii nu au încredere dacă puneți un preț destul de așa, minimalist. Adică li se pare că e ceva, asta m-a întâlnit, știu destule rețete, cu asta am mai văzut, știu despre renunțarea la zahăr și la gluten și așa mai departe. Deci asta cred că ar fi și probabil mai multă publicitate decât. Dar în ce privește programul, nu cred că ar trebui făcute mari schimbări.